La 25 octombrie 2012, judecătorul Liulca emite hotărâri care practic ne interzice sistarea livrării de gaz către titularul de licență SEVGAZ, ceea ce contravine legii în vigoare, legea cu privire la gaze, contravine condițiilor contractuale între SRL Floreș Gaz și SEVGAZ. Reprezentanții judecătoriei Raionului Soroca au evitat să comenteze acuzațiile SRL Florești Gaz. Furnizorul de gaz a contestat însă decizia magistraților la Curtea de Apel Bălți. Referitor la legalitate și temenicie încheierii de asigurare, a acțiunii se va expune instanța de recurs. Conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a refuzat să se pronunțe pe acest subiect. Anterior, doi directori ANRE au trimis scrisori în care îi interzic companiei Florești Gaz să sisteze livrarea gazelor către SEVGAZ. Poziția ANRE a fost expusă de șeful Direcției Juridice și Protecția Consumatorilor. Noi nu putem să pedepsim, să sancționăm toți consumatorii din orașul Soroca pentru aceste datorii. În același timp, reprezentantul ANRE spune că datoriile trebuie achitate. Odată ce contractul a fost încheiat și există anumite prevederi, ele trebuie să fie executate. Administrația SEVGAZ a refuzat inițial să discute despre litigiu. Vă rog frumos! Asta e agresat, vă rog frumos! Dar nu trebuie să zice! Vă rog frumos! Eu nu vreau să dau! Nu vreau să dau explicați! Spuneți-ne, dar nu... Vă spun, dar dumneavoastră fiți! Ulterior s-a răzgândit, dar nu a spus din ce cauză a acumulat datorii de milioane. Noi suntem acum ambele părți în litigiu și însuși decizia finală va fi aparține instanței de judecată. Nu comentăm că sunt datorii sau nu sunt datorii, decide din instanța de judecată. În situația creată, cel mai mult au de suferit consumatorii finali, care de câteva ori pe an sunt deconectați de la rețeaua de aprovizionare cu gaze naturale. Am semnat să ne trecem la SORGAZ, la SEVGAZ. SORGAZ nu închide la nimeni gazul, dar la noi e că 2011-2012 au fost închis câte o săptămână, n-am avut gaz. Noi achităm, nu mâncăm și plătim și toți pensionarii, toți invalizi plătesc. E particular asta, n-are cui. El zice că eu am creșă și n-am nevoie de voi. Nu e normal asta. Așa de noi, dacă plătim, trebuie să primim gaz. Întreprinderea SEVGAZ SRL deservește peste 1500 de consumatori casnici și aproximativ 20 de agenți economici, adică aproximativ 20% dintre locuitorii orașului Soroca. Florești Gaz asigură furnizarea gazelor naturale pentru peste 29.000 de consumatori, inclusiv peste 28.000 de consumatori casnici, și este dispusă să încheie contracte individuale de livrare a gazelor cu fiecare consumator din Soroca.